Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem niște precizări apropo de o știre difuzată ieri, pe la ora asta. Precizări venite, evident, de la ascultători. Cu Rolls-ul sau care? Da, cu Rolls-ul. Că s-au vândut multe Rolls-uri și, mă rog, am făcut noi o glumă, că nu știu cum am ajuns la GPL, că așa începem de la una, dăm... Păi când vorbești de mașini în România, ajungi imediat la consum. Cum ajungi de la pui la năut, da, așa ajungi de la Rolls-ul. Bun. Deci un cititor, de data asta, un ascultător și cititor. Deci un ascultător care a ascultat intervenția mi-a scris pe blog. Așa. Zice, citez. Legat de știrea cu cele mai multe Rolls-Royce-uri vândute, degeaba glumea Luca. Flota familiei regale chiar a fost trecută pe GPL. A fost un reportaj pe Discovery în urmă cu cel puțin 4-5 ani. Lucru care ne-a intrigat și ne-am apucat să documentăm. Și într-adevăr se confirmă, ba chiar procesul a început mai demult. Reportajul a fost din 2015, însă încă din 2002 Rolls-Royce-ul Phantom 6 al majestății sale a fost trecut pe GPL-ul. Consuma cam 30% la vremea respectivă. Da, așa, da, ai văzut cum merge. El merge numai cu 30 la oră. Să nu-ți zdruncine ceva. Să nu-ți zdruncine pe doamna. Da, doamna. Și regina, mă rog, când a văzut că 30% GPL. GPL-ul mama e. Da. Da? Nu pune și noi pe GPL. Dar mie, da, unul, nu știu vouă, dar mie mi se pare fix la fel de grav cum e și cu carnea făcută din vegetale. GPL-ul. GPL-ul la astfel de mașini. N-am nimic, da, împotriva GPL-ul. Da. Adică, ok, dacă ții un Logan și pui GPL-ul pe el... Asta, de ce? Ca să faci economie, cu nu? Cu ce te afectează? Păi nu, da, am văzut... E bătaie de joc. Nu, da, că ții o mașină de asta cu motor de 5 litri, cu mulți cai, care... Da. Știi, hazul ăsta e. Să consume mult și să facă... Da. Să aibă un talent. Dacă îl GPL, bă, da, și mai castra mașina, nu știu, știi, da, ce așa zic? Așa e, corect, corect. Dar oare domnul Țiriac la Ferrari-urile lui? Că domnul, exact, Țiriac e foarte calculat așa. Că măcar are două, nu? Zicea că are două, da, din, de același model. 20, da. Mă rog, trecut pe GPL. Dacă, cred că și-au luat același model ca să facă unul pe benzină, unul pe GPL. Mai reduc că costurile. Da. Deci domnul Țiriac are avioane, dar nu angajează piloți. Avioanele ori fi și ele pe GPL-uri? Dacă ar putea, dacă s-ar putea. Deci asta s-a întâmplat cu Rolls-ul reginei și după Rolls, doamna a cerut convertirea și a altor vehicule. O limuzină Daimler, un Rover 400 și un Metro Cab. Are... Deci familia are un taxi, mă. Un taxi de la negru, știi cum sunt taxiurile alea londoneze care apar în toate filmele? Corect. Da. Metro Cab. Un taxi londonez, l-a pus pe GPL. Nu poate să intre la mall. Parcarea sunt că ca să se plimbe regina, să aibă senzația că merge cu taxiul? Da, eu știu ce. Moment. Zic. Da, vă rog. Tot ieri am primit un mesaj de la un ascultător, da, care ne-a atras atenția că acum se intră cu GPL în parcarea subterană, că s-a schimbat legislația europeană. Nu-i mai interesează, sau ce? Nu, ci că s-a schimbat legislația europeană. Fac și acum e voie. Mai s-a solide. Constatat că nu mai bubuie. Eu n-am văzut niciodată un GPL-ul de ăsta care să bubuie. Înțeleg. Nici, că... Cred că... Da, mai bine, nu vă gândiți? Da. Că n-ați văzut? Dar știi că, acum eu nu știu dacă pe vremea lui Ceaușescu autobuzele apăruse atunci... Erau. Aveau, da, tuburi de la... În cadrul marilor reforme, de tipul, mai pune o haină pe matale, dacă, da, ți-e frig în casă, alimentația științifică rațională, în sensul că nu mâncați nimic, și cu economia de combustibil, în care se circula o săptămână, da, o săptămână, nu cu mașinile, sau deloc. Deloc, că nu era benzină. Dar nu, asta nu erau benzină oricum, dar erau perioade în care pur și simplu Ceaușescu zicea a nins, sigur, din ce auzi. Nu se mai circulă două luni cu mașine. În cadrul acelei campanii de economisire a combustibilului, pe unele autobuze apăruseră niște tuburi mari. Da, erau câte două. Bioetanol cu... Nu știu cu ce erau, dar, da, mi-era frică de ele, că îmi imaginam spuneau... că poate să bubuie și cred că dacă bubuia un autobuz de la... Se spuneau rachetele lui Conalena. Făcea loc de un cartier nou, da, îți spun eu. Stai că avem mesaje. Tot nu se intră cu GPL în parcările subterane. Luați-o cu titlul de inventarie, deci nu e o informație, da, mai oficială. Bine... Am primit un mesaj de la un ascultător care a zis... Citești că... informații neverificate pe post. Cum e post? Da. Nu suntem în știri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.